Astăzi aș vrea să vorbim despre un om. Vechiul Testament conține cartea lui și Neemia a fost un mare bărbat de care s-a folosit Dumnezeu la întoarcerea din prizonieratul babilonian al evreilor și aș vrea să fie un fel de predică biografică, punând în evidență o lecție de viață din această carte. Mesajul am intitulat Neemia, omul cu inima frântă. Cartea lui a fost scrisă aproximativ cu 425-30 de ani înainte de Domnul Iisus și prezintă istoria întoarcerii robilor evrei din robia babiloniană, așa cum spuneam, și de asemenea reconstruirea zidurilor și porților cetății Ierusalimului. Cartea lui Neemia prezintă o lucrare mare, care este terminată într-un timp scurt cu oameni puțini. Mesajul acestei cărți este o lecție de viață pentru dragostea de neam, de țară, pentru responsabilitate și asumarea unei misiuni pentru oameni. Aș vrea să surprind câteva gânduri centrale care definesc biografia acestui om și activitatea lui, motiv pentru care el a intrat în istoria lui Dumnezeu și cartea lui între cărțile Bibliei în canonul biblic. Primul lucru pe care vreau să-l remarc, care izvorăște din primele 4 versete ale capitolului 1, este o inimă frântă care plânge pentru oameni. Neemia este surprins fiind în Babilon, fiind paharnicul împăratului Artaxerxe din Susa, din Persia. El era bărbatul de încredere al împăratului care gusta din băuturile împăratului ca cineva să nu-l otrăvească. Și atâta încredere avea împăratul în el, încât el gusta din băuturile acestea și sigur asta era o protecție pentru împărat, dar îi spunea și cum gustă, ce se merită, ce nu se merită. Și el a auzit de la un grup de evrei care veniseră de la Ierusalim că Ierusalimul, cetatea părinților lui, era acoperită de rușine. Deși Ezra, cu aproximativ 65 de ani înainte, un alt evreu de treabă, se dusese în Israel și reconstruise templu, cel de-al doilea templu, însă zidurile erau distruse, porțile arse și nu era niciun fel de siguranță și protecție pentru cetățenii din oraș. Omul acesta, când a auzit de la fratele lui, care era împreună cu un grup de evrei ce veniseră de la Ierusalim, o călătorie foarte lungă și cu mijloacele din vremea aceea de-a dreptul foarte lungă, a avut o reacție care vorbește despre sensibilitatea sufletului lui și despre pasiunea lui pentru cetatea Ierusalimului. A reacționat și în jos. Omul ăsta s-a așezat jos, parcă i s-a făcut rău. Apoi a plâns mult. Nu murise nimeni. Era numai o veste că sunt niște ziduri, zidurile cetății sunt surpate, sunt distruse și porțile sunt arse. A plâns mult. Nu a plâns, a plâns mult. Ce fel de inimă avea omul ăsta? El era de mulți ani acolo, robia dura 70 de ani. Apoi Biblia ne spune că s-a jelit multe zile. Nu murise maică sau soția, s-a jelit multe zile și s-a rugat. Marile biruințe încep cu o inimă frântă. Marile realizări încep cu un vis, cu cineva căruia îi pasă. Semnul inimii frânte se manifestă prin interes, analiză, observații, amărăciune, suferință și căutarea unei soluții, cererea ajutorului de la Dumnezeu, dar și disponibilitate pentru a face ceea ce trebuie. Nu poți să faci un vis pe cheltuiala altuia. De ce era el așa de sensibil? Probabil pentru că a conștientizat durerea națională a poporului lui. Probabil că ei din poporul ales al lui Dumnezeu a ajuns un grup nefericit de sclavi care au stat în Egipt cu multe sute de ani înainte, 430 de ani. Apoi, acum cu 450 de ani, chiar cu 500 de ani înainte de Hristos, au stat încă 70 de ani acolo. Poate i-a văzut pe evrei aceștia plângând, exploatați, nenorociți, nefericiți, mai ales pe cei bătrâni care aveau amintiri cu Israelul. Rugăciunea aceasta, atunci când te rogi lui Dumnezeu pentru o schimbare, la nivel național, la nivel de familie, la nivelul unui grup de oameni, poate fi periculoasă pentru că Dumnezeu te ascultă. El s-a rugat și Dumnezeu l-a ascultat. Rugăciunea lui a devenit
periculoasă. De asemenea, el a devenit periculos pentru că Dumnezeu i-a frânt inima. Dumnezeu i-a dat o sensibilitate atât de profundă încât el, atunci când au auzit despre Ierusalim, despre zidurile cetății părinților lui, omul acesta pur și simplu a intrat în șoc, n-a mai avut liniște. E periculoasă pentru că Dumnezeu te poate folosi pe tine și când Dumnezeu te folosește pe tine, tu trebuie să-ți dedici viața acestei cauze. Apoi se vede aici manifestarea puterii lui Dumnezeu în rugăciunea pe care el o face. Neemia menționa câteva lucruri în rugăciunea lui, o rugăciune similară cu rugăciunea lui Daniel din cartea Daniel a Vechiului Testament. El s-a smerit, spune Biblia, și și-a mărturisit păcatele ale lui și ale națiunii. Și de asemenea a proclamat promisiunea lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu care era făcută în Deuteronom, capitolul 4. Deuteronom este a cincea carte din Vechiul Testament. Neemia s-a rugat disperat, cu o mare pasiune și o mare ungere. A plâns și a postit și a zis: "Ah, Dumnezeule, ah, Doamne." El a proclamat atributele lui Dumnezeu pe care se baza. Dumnezeu este mare și înfricoșat. Tu ții legământul tău cu cei care te iubesc, noi te-am supărat, n-am păzit poruncile tale. Bătălia spirituală trebuie câștigată mai întâi în rugăciune și mai apoi în realitate. Apoi, realizarea unui plan. Omul acesta a făcut un plan. Dumnezeu i-a dat mai întâi o povară, i-a rupt inima și apoi a dat un plan care i-a epuizat trupul. Povara lui Neemia venea din reacția lui la situația de criză a casei lui Dumnezeu. Era expresia interesului pentru casa lui Dumnezeu. Observați cum gândește un om credincios, un om care crede în Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu și iubește pe Dumnezeu, știe că Dumnezeu are o casă pe pământ. Știe că Dumnezeu are o carte pe pământ și știe că Dumnezeu are un popor pe pământ. Este imposibil să-L iubești pe Dumnezeu și casa lui Dumnezeu să-ți fie indiferentă. Este imposibil să-L iubești pe Dumnezeu și cartea pe care El a inspirat-o să-ți fie indiferentă sau poporul lui Dumnezeu să-ți fie indiferent. Povara a fost atât de profundă încât împăratul a remarcat întristarea lui Dumnezeu, i-a deschis inima și în felul acesta s-a născut planul. El tot timpul stând lângă rege și gustând din băuturile pe care acesta le consuma, imaginați-vă că era un om foarte apreciat, era la dreapta regelui și tot timpul făcea parte din anturajul lui, un om cu oportunități, un om cu o mare favoare. El tot timpul stătea lângă rege și când era supărat și când era bucuros, mai ales atunci când servea, când mânca. Și observați că regele îl cunoștea foarte bine pentru că a identificat imediat că este întristat și știți ce i-a zis? Neemia, de ce ești supărat? Știu că nu ești bolnav, n-ai probleme trupești. Înseamnă că ai o problemă a sufletului. Ești întristat dintr-un motiv care nu are legătură cu boala. Și el atunci își deschide inima, folosește oportunitatea întrebării împăratului și explică ce se întâmplă și spune: împărate, tu știi că eu sunt evreu și cetatea noastră, Ierusalimul, unde este casa lui Dumnezeu, a fost distrusă, a mers un alt evreu înainte de mine și a reconstruit templul, dar gardul, zidul cetății, este în continuare dărâmat și porțile sunt arse. Și Dumnezeu îi pune pe inima acestui împărat să-i dea scrisori de acreditare și de împuternicire cu care să meargă la autoritățile din zonă, la oamenii care aveau grijă de păduri, la meseriași pe care să-i cheme, pe care să îi cheme să lucreze din porunca împăratului. Apoi omul acesta a mobilizat armata, a făcut o călătorie lungă până în Israel și Biblia ne spune că după ce s-au odihnit 3 zile, a făcut câteva luni de zile până acolo cu o cămilă sau cu un cal, după ce s-au odihnit 3 zile, el noaptea a cercetat cu deamănuntul dacă este reală informația pe care a primit-o. A mers de jur împrejurul orașului și a constatat că informația era autentică. Zidul era dărâmat, porțile erau arse și Ierusalimul, cetatea, era expusă. Atunci a comunicat căpetenilor poporului, liderilor din zonă, ce i-a pus domnului pe inimă și ce i-a pus pe inimă regelui Artaxerxe, să susțină cu materiale de construcții zidurile, porțile, și a chemat oamenii să se apuce de treabă. Le-a explicat, le-a prezentat viziunea, i-a motivat și cu toții au hotărât să se apuce de lucru. Au făcut un acord, ne apucăm de lucru și nu ne va opri nimeni. Observați, vă rog, că omul acesta a avut o inimă frântă.
când a auzit el de rușinea casei lui Dumnezeu, de rușinea poporului lui Dumnezeu, de rușinea țării sale. Pur și simplu s-a angajat să ridice rușinea de peste popor, de peste cetate și de peste numele Dumnezeului lui. Ce fel de inimă a avut omul acesta? De ce a luat el atât de personal lucrul ăsta și și-a dedicat viața și a investit resursele și pur și simplu s-a implicat ca să rezolve această problemă? Revenind la vremurile noastre, ne uităm la clasa politică și nu vorbesc neapărat de România, dar nici nu exclud România. Pur și simplu, toți oamenii care ajung acolo devin milionari, devin foarte bogați. Vă întreb, cum? Ce se întâmplă acolo? Mai mult de atât, am citit de ună zi că cineva a fost amenințat că a fost amendat că a mâncat semințe într-un parc. Mi se pare atât de ridicol că într-o țară unde în fiecare zi o fetiță este violată sau dispare de acasă, noi amendăm o bătrână care vinde castraveți în piață și nu are autorizație și amendăm pe cineva care mănâncă semințe și face mizerie. Cum este posibil să avem un astfel de sistem de valori? Mă uit la omul ăsta, la Neemia. Avea un serviciu pe viață. Avea oportunități ca nimeni altul. Ședea bine la dreapta împăratului care conducea Imperiul Persan. Ce îi trebuia lui să se expună la o călătorie de luni de zile în praf, apă caldă sau lipsă de apă, să ajungă într-un loc unde și-a pus viața în pericol? De ce s-a dus? Din dragoste de neam. Dumnezeu i-a frânt inima și n-a mai avut pace. A renunțat la confort, la oportunități. A renunțat la serviciul lui de vis și pur și simplu s-a expus pentru neamul lui, pentru cetatea lui, pentru poporul lui. De ce nu se mai nasc astăzi astfel de oameni? De ce există atâta oportunism, atâta hoție, atâta materialism, atâta banditism la drumul mare? Neemia a fost un om cu inima frântă. Dumnezeu i-a frânt inima acestui om, l-a sensibilizat atât de mult încât și-a dedicat viața pentru poporul său, pentru cetatea lui, pentru țara lui. Unde este inima oamenilor astăzi? Am ajuns atât de indiferenți, atât de nepăsători. Nu ne mai pasă nu de țară, nu ne mai pasă de mamă, de tată, de nevastă, de copii. Nu ne mai pasă de rude, de vecini, nu ne mai pasă de un amărât. Ce s-a întâmplat de ni s-a împietrit inima atât de tare? De ce atâta aroganță și individualism? De ce atâta indiferență și lipsă de milă? De ce atâta insensibilitate? Nimic nu mai are importanță decât eu să mă cațăr pe cadavre. Trăim o vreme complicată. Unde este inima acestui popor? Unde este inima conducătorilor națiunii? Ne uităm la bărbatul acesta și suntem impresionați de inima lui frântă, de sacrificiul care l-a făcut. Stimați prieteni, indiferent că e vorba de țară, de oraș sau de familie, dacă nu există inima frântă, nu va exista nimic. Omul acesta a avut inima frântă și Dumnezeu i-a dat un plan. A luat planul acesta și el l-a împlinit. El l-a desfășurat, a mobilizat armata, a avut o viziune și a pus viața la dispoziție, resursele, relațiile. Omul acesta a fost extraordinar. În felul acesta, cetatea Ierusalimului a avut zid. Ne uităm la România fără autostrăzi. Dacă mergi din sud în nord și din vest în est, cu 50 la oră prin localități, întâlnești două treceri de pietoni și lași să treacă o bătrână sau un animal, faci o zi de dimineață până seara târziu ca să traversezi 600-700 de kilometri. De ce este România așa? Unde este Neemia? Unde este inima frântă? De ce sunt orașele așa? De ce sunt bisericile așa? Unde este inima oamenilor, a conducătorilor? De ce există atâta măreție, atâta aroganță, atâta superioritate, atâta dispreț, atâta ironie, atâta batjocoră?
Probabil că acesta e unul dintre motivele pentru care fugim de cartea aceasta, care vrea să ne sensibilizeze, să ne umanizeze, să ne civilizeze, să ne sfințească, să ne îndumnezeiască. Rata divorțurilor a explodat. Infidelitățile și destrăbălarea, oriunde te uiți, o senzualitate fără limită. Ne uităm pe stradă și vedem numai obiecte sexuale. Avem o minte murdară. După luna de miere urmează viața de fiere sau de oțet, în foarte multe situații. Infidelitate, lipsă de autenticitate, de loialitate, de responsabilitate. Și astăzi Biblia ne prezintă un om cu o inimă frântă. Unde este inima frântă a taților, a soților, a primarilor, a poliției, a conducătorilor? Foarte mulți cu ochii pe bani, pe oportunități, foarte mulți cu ochii pe navuțire, pe pricopseală, pe exploatare, pe manipulare, pe satisfacerea plăcerilor. Facem din țară, din familie, din locul unde ajungem o junglă. Neemia, un om cu o inimă frântă. Stătea bine la Susa, în capitala Persiei, alături de împărat, având absolut totul, însă a plecat. S-a dus să construiască. După ce a construit, s-a întors la Susa și după 12 ani a revenit. A găsit tot un paragină, toată construcția lui abandonată. Biblia ne spune că atât de tare s-a supărat încât le-a smuls părul la oamenii care erau în responsabilitate. Astăzi trebuie să gândești political corect și să nu mai spui adevărul pentru ca să nu superi pe cineva, pentru că nu ne mai interesează adevărul. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu, nu cu scopul de a judeca pe cineva. Dacă totuși judec pe cineva, trebuie să mă judec pe mine și fiecare să se judece pe sine, pe sine însuși sau însăși. Însă ceea ce vreau este să ne uităm la exemplul ăsta, să ne gândim. Am eu inima frântă pentru familia mea, pentru soția mea, pentru copiii mei, pentru rudele mele extinse? Am eu inima frântă pentru biserica în care mă închin, pentru țara în care trăiesc, pentru oamenii din jurul meu, pentru prietenii mei, pentru amărâții pe care îi întâlnesc? Un om cu o inimă frântă. Astăzi, puțini oameni mai au inima frântă. Restul au inima îngânfată, arogantă, sătulă de toate și plină de indiferență. Poate că mesajul acesta a avut o notă așa mai negativă și mai critică, dar nu acesta a fost scopul. Scopul a fost să conștientizăm situația aceasta socială în care trăim, relațiile acestea frânte și aroganța aceasta și dorința după împlinirea instinctelor primare într-o manieră fără precedent, și să ne trezim, să ne uităm la noi dacă pentru familia noastră, pentru cetatea noastră și pentru țara noastră mai putem să avem inima frântă. Haideți să ne rugăm. Părinte Ceresc, venim la tine și ne închinăm. Mulțumim pentru exemplul lui Neemia, pe care nu ne putem permite să-l lăsăm să treacă pe lângă noi fără să nu ne influențeze. Doamne, îți mulțumim că ai pus în fața noastră acest bărbat care ne oferă o lecție de iubire față de neam, față de împărăția lui Dumnezeu de pe pământ, de casa lui Dumnezeu, de poporul lui Dumnezeu și față de familia lui. Ne rugăm și noi pentru neamul nostru, împrăștiat peste tot în lume. Ne rugăm pentru țară și pentru conducătorii ei. Ne rugăm, Doamne, pentru integritatea lor. Ne rugăm pentru această inimă frântă, pentru toate sistemele din România, pentru toate autoritățile, pentru toți cetățenii, pentru toate orașele, pentru toți oamenii, pentru copiii care cresc într-o lume atât de nedreaptă, atât de vulnerabilă și nesigură. Dar dincolo de aspectele umane, confort, bunăstare, siguranță, ne rugăm pentru iertarea păcatelor, ca să nu mai mergem în iad. Ne rugăm pentru mântuirea ta, ca să avem viață veșnică. Ne rugăm pentru descoperirea că Iisus Hristos este Domnul, pe care primindu-L în inimă suntem iertați și avem parte de împărăția ta. Tată, ai milă de noi, te rugăm. Risipește confuzia și descoperă-ne adevărul tău.
Ajută-ne să ne lipim tare de tine pentru că tu ești Dumnezeul care ne iubește atât de mult încât și-a sacrificat Fiul pentru ca să transfere asupra Lui vinovăția noastră și asupra noastră nevinovăția Lui. Mulțumim pentru acest destin pe care tu ni l-ai croit prin el. Îți mulțumim, Tată, pentru toate lucrurile, pentru binecuvântările și mântuirea ta și ne închinăm înaintea ta. Ne-am rugat, Tată, prin Hristos și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Amin. Stimați prieteni, la despărțire vă mulțumesc pentru prezență, vă binecuvintez, să aveți parte de sănătate, ne revedem. La revedere! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezitați să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!